Nădejde și pace când Dumnezeu întârzie împlinirea făgăduinței. Nădejde liniștește duhul creștinului când Dumnezeu așteaptă o vreme mai îndelungată înainte de a împlini făgăduințele. Spunea mai înainte că răbdarea este spatele care poartă poverile creștinului, iar nădejde este perna dintre spate și povară. Acum răbdarea are doi umeri, unul pentru a purta răul actual și celălalt pentru a aștepta binele făgăduit. Și după cum a face ca povara crucii de azi să pară mai ușoară, ea face ca cea mai lungă întârziere a binelui făgăduit să pară scurtă. Acolo unde nu există nădejde, nu există putere, plângeri 3 cu 18. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Dumnezeu a purtat de grijă poporului Israel în pustie dar atunci când ei au început să-și folosească proviziile din Egipt, ei l-au respins atât pe Moise cât și pe Dumnezeu. De ce? Nădejdea lor se întemeia pe ajutorul omenesc. Moise a urcat pe munte și timp de 40 de zile evreii nu l-au mai văzut. Totuși, ei au simțit nevoia unui vițel de aur. Ei se gândeau că nu-l vor mai vedea niciodată și l-au considerat pierdut pentru totdeauna. Dumnezeu dorește ca slujitorii lui să aștepte ceea ce el intenționează să le ofere, dar puțin sunt cei ce rămân cu el, deoarece majoritatea sunt nerăbdători. Cunoști răspunsul dat de Naomi în urorilor ei. Rut 1, 12 și 13 Chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Făgăduința are mântuirea în pântecele ei, dar va aștepta cel necredincios până când făgăduința va ajunge la coacere și până va crește această fericire? Nu, ci mai degrabă el va accepta orice poftă murdară care oferă o plăcere trecătoare, decât să aștepte mai mult timp, chiar dacă finalul acestei așteptări ar fi cerul însuși. Tamar a jucat rolul unei femei ușuratice, deoarece soțul promis nu i-a fost dat atunci când a dorit ea. Și astăzi multe suflete se aruncă în brațele unei lumi păcătoase, deoarece pacea și bucuria făgăduinței le sunt amânate pentru moment, iar Dumnezeu dorește ca ei să aștepte până când vor primi răsplata. 2 Timotei 4,10 Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Numai sufletul care are această nădejde divină va aștepta cu răbdare binele făgăduinței. Acum, în mânuirea acestei lucrări a nădejdii, doresc să vă prezint aceste trei lucruri. În primul rând, voi arăta că adesea Dumnezeu așteaptă o vreme îndelungată înainte de împlinirea unei făgăduințe. În al doilea rând, este datoria noastră să așteptăm și, în al treilea rând, nădejdea ne dă putere să așteptăm. 1. Deseori Dumnezeu așteaptă o vreme îndelungată înainte de împlinirea făgăduinței Lui. A nădăjdui fără o făgăduință înseamnă a pretinde o datorie pe care n-ai avut-o niciodată. Lucrurile bune ale făgăduinței nu sunt plătite dintr-o dată. Dacă ar fi așa, făgăduințele n-ar mai fi de niciun folos. Dumnezeu i-a promis lui Avram un fiu, dar el a așteptat mulți ani până la împlinirea celei făgăduințe. El i-a promis cananul lui Avram și urmașilor lui. Totuși, de când a fost făcută această făgăduință și până la împlinirea ei s-au scurs sute de ani. Toți patriarhii care reprezentau a treia generație după Avram au murit fără să primească ce le fusese făgăduit, evrei 11 cu 3. Și Simeon a avut o făgăduință că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului, Luca 2 cu 26, dar acest lucru nu s-a întâmplat până când el n-a fost gata să părăsească lumea. Într-un cuvânt, aceste făgăduințe, care aparțin tuturor sfinților și pot fi pretinse de ei toți, au o dată specifică înregistrată în Cartea Planurilor lui Dumnezeu. El nu menționează când va împlini făgăduința, dar a jurat că împlinește dorințele celor ce se tem de el. Psalmul 145 cu 19. Deseori se interpune o iarnă lungă și aspră între timpul desemănat al rugăciunii și culesul făgăduinței. Dumnezeu ne aude de îndată ce noi rostim rugăciunea. Rugăciunile nu au destrăbătut un drum lung de la pământ spre cer, ci invers, când sunt însoțite de un răspuns complet. Chiar și astăzi, când Hristos se află în cer, El nu are un răspuns definitiv la unele din rugăciunile rostite pe pământ. El tot mai așteaptă ca vrăjmașii Lui să fie făcuți așternut al picioarelor Lui, Evrei 10 cu 13. Noi avem făgăduințele cu privire la zdrobirea păcatului și a lui Satan, totuși acești vrăjmași continuă să se ascundă înăuntrul nostru. Noi avem de purtat multe dispute cu ei înainte să fie dezrădăcinați din inimile noastre. Se întâmplă ca credinciosul, care este un moștenitor al bucuriei și păcii de pline, să nu poată arăta decât un mic bănuț al acestei comori cerești în buzunarul lui. Și deoarece ei nu se încred în căile lui Dumnezeu, unii sunt ispitiți să-l pună sub semnul întrebării, spunând se poate ca unii sfinți să aibă făgăduințele lui, dar ele nu sunt pentru mine. Rugăciunile mele nu sunt ascultate. Sfinții sunt biruitori asupra poftelor lor, dar eu sunt biruit de ale mele. Se pare că există un rai al păcii în făgăduință, dar eu sunt aici în pântecele iadului înghițit de temeri. Toată această neliniște ar putea fi înlăturată dacă ei ar crede acest principiu al adevărului neîndoielnic, și anume că Dumnezeu nu-și împlinește făgăduințele dintr-o dată, și că împlinirea dorită de ei se află pe drum. 2. Creștinii trebuie să aștepte și uneori chiar o vreme îndelungată până la împlinirea făgăduinței. Când Dumnezeu întârzie împlinirea făgăduinței lui, datoria credinciosului este să aștepte. Habacuc doi cu trei, Dacă zăbovește, așteaptă-o. Dumnezeu o va împlini la timpul hotărât. Este greu să aștepți când Dumnezeu nu se arată după zile de rugăciune și nopți de veghere. Carnea și sângele nu pot face acest lucru. Credința slabă rămâne fără suflare și este amenințată să se întoarcă înapoi după ce a străbătut un drum lung pentru a întâlni îndurarea lui Dumnezeu și astfel să o piardă. Iată de ce Apostolul Pavel ne conduce în această lucrare cu o rugăciune plină de dragoste, 2 Tesalonicen 3 cu cinci. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În capitolul precedent, Pavel a întins un cort foarte larg de mângâiere pentru credincioși. Ei erau aleși pentru mântuire și chemați prin Evanghelia noastră ca să capete slava Domnului nostru Isus Hristos, 2 Tesaloniceni 2, 13 și 14. El îi asigura că Dumnezeu care este credincios îi va întări pe ei și îi va păzi pe ei de cel rău. 2 Tesaloniceni 3 cu 3 Pavel dorea ca cei credincioși să nu renunțe la slava promisă, dar în același timp ei aveau nevoie să realizeze ce eforturi presupunea faptul că în mijlocul propriilor lor slăbiciuni, a disprețului altora și a atacurilor satanei, ei să țină strâns până la sfârșit de această asigurare a nădejdii. Este ca și cum el ar fi spus, este o lucrare pe care voi niciodată nu o veți putea înfăptui prin voi înșivă, deci așteptați cu răbdare până când va veni Hristos și va aduce cu el întreaga răsplată a făgăduinței. Domnul să vă conducă inimile spre acest lucru. 3. Nădejde ajută sufletul să aștepte. Plângeri 3 cu 26. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nădejdea suspină, dar nu protestează când îndurarea promisă nu vine imediat. Suspinele nădejdii se îndreaptă spre Dumnezeu atunci când sufletul se roagă, ele eliberează sufletul de povara fricii, dar gemetele unui suflet lipsit de nădejde izbucnesc în mânie împotriva lui Dumnezeu. Ele sunt ca un vânt puternic pentru un foc care îl fac să ardă și mai puternic. Dar acolo unde există nădejde, inima este liniștită curând. Nădejdea reprezintă batista pe care Dumnezeu o folosește cu blândețe pentru a șterge lacrimile din ochii poporului său. Ieremia 31, 16 și 17 Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului, este nădejde pentru urmașii tăi. Făgăduințele pe care Dumnezeu le-a descoperit într-o viziune lui Ieremia au umplut inima profetului și le-au mânghiat la fel de mult ca un om bolnav după o noapte de somn adânc. Versetul 26 După aceste lucruri m-am trezit, și somnul înfusese dulce. În orice caz, când făgăduința pare să aștepte prea mult, nădejde ajută creștinul cu o întreită încurajare. În primul rând, nădejde asigură sufletul că, deși Dumnezeu așteaptă o vreme înainte de a-și împlini făgăduința, totuși El nu va întârzia. În al doilea rând, că atunci când Dumnezeu vine, El va compensa din belșug întârzierea sa. Și în al treilea rând, că în vreme ce el așteaptă pentru a împlini o făgăduință, el oferă mângâiere alteia. Siguranța pe care nădejdea o oferă creștinului când Dumnezeu întârzie să-și împlinească făgăduința. 1. Nădejdea asigură sufletul că, deși Dumnezeu așteaptă o vreme înainte de a-și împlini făgăduința, totuși el nu va întârzia. Habacuc 2 cu 3 căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți, dacă zăbovește așteaptă, căci va veni și se va împlini negreșit. Cum putem împăca noi această zăbovire și această lipsă de amânare? Deși făgăduința întârzie până la vremea hotărâtă, totuși ea nu va întârzia peste acest timp. Faptele Apostolilor 7 cu 17 se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Iarba și florile stau sub pământ toată iarna, dar după ce au stat ascunse atâta vreme, când se apropie primăvara, ele încep să se iviască, iar făgăduința va face acest lucru la vremea ei. Fiecare făgăduință este hotărâtă pentru o anumită vreme. Și deoarece noi nu putem înțelege cronologia lui Dumnezeu, noi gândim că el trebuie să ne fie uitat. Este ca și cum un om și-ar potrivi ceasul după stomacul lui infometat și nu după soare și apoi ar spune că este amiază și s-ar plânge că masa nu este gata. Noi tânjim după pace și așteptăm ca făgăduința să se împlinească atunci când dorim noi. Dar soarele nu se va mișca mai repede dacă noi ne punem ceasul mai înainte și nici făgăduința nu va veni mai curând dacă noi o anticipăm. De cele mai multe ori se adeverește ceea ce spunea cineva și anume că, deși rare ori Dumnezeu sosește la ora noastră, deoarece de puține ori noi socotim corect, totuși El niciodată nu-și amână vremea Lui. Apostolul îndeamnă credincioșii din Tesalonic să nu se lase clătinați așa de repede în mintea lor și să nu se tulbure ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 2 Tesaloniceni doi cu doi. Dar de ce acești sfinți aveau nevoie de un astfel de îndemn în timp ce așteptau venirea acelei zile aducătoare de cea mai mare bucurie? Nu venirea acelei zile era atât de alarmantă, ci timpul pe care unii apostoli mincinoși îl fixau pentru împlinirea ei, înainte de a se fi împlinit multe profeții, versetul 3, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii. Făgăduința așteaptă numai până când se împlinesc acele adevăruri intermediare care se întind pe o perioadă mult mai scurtă și atunci nimic nu va mai putea împiedica împlinirea făgăduinței. S-ar putea ca tu să sângerezi din pricina unui duh rănit și să fii cufundat în lacrimi din pricina păcatului tău. Făgăduința spune că Dumnezeu este aproape de tine pentru a te înviora pe tine personal. Isaia 57,15 Totuși, tu vii de la rugăciune sau de la vreo predică, fără a avea vreo descoperire din partea lui și fără să auzi vreun alt cuvânt de îmbărbătare în afară de făgăduința lui. Fii atent să nu măsori milele lui Dumnezeu după etalonul tău. Cuvântul aproape rostit de el poate însemna departe pentru tine. Dumnezeu putea să-i comunice poporului său fără nicio problemă timpul pe care îl avea în vedere pentru împlinirea fiecărei făgăduințe. Dar el a refuzat să facă aceasta pentru a întări credința noastră, astfel încât noi să ne putem arăta mai deplin încrederea noastră în așteptarea a ceea ce Dumnezeu este gata să ne ofere. Credința lui Avram era suficient de puternică pentru a-L urma pe Dumnezeu chiar într-o țară necunoscută. Așadar, este nevoie de multă credință pentru a rămâne mulțumit cu făgăduința atunci când vremea împlinirii ei nu este cunoscută. Dar dacă ne gândim în cine ne încredem, nu vom avea niciun motiv pentru a ne teme că El va anula sau va întârzia împlinirea făgăduinței. 2. de asigură sufletul că atunci când Dumnezeu vine, El va răsplăti din belșug întârzierea sa. Omul păcătos nu obține nimic din faptul că Dumnezeu renunță la împlinirea amenințărilor sale, ci și adună mai multă mânie, iar cei credincioși nu pierd nimic când făgăduința nu este împlinită imediat, ci mai degrabă, prin așteptarea lor îndelungată, ei strâng mai multă bucurie pentru ziua în care se va împlini făgăduința, Romanii 2 cu 7, și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Nu este suficient să faci bine, ci să continui și să fii răbdător în timp ce Dumnezeu întârzie. Aratul este o muncă de pe urma căreia nu beneficiezi imediat de roade, dar pentru că există speranța unei recolte abundente, fermierul nu renunță. Nădejdea spune, cu toate că tu vrei să-ți iei prânzul acum, așteaptă puțin și atunci când se va însera, vei servi prânzul și cina împreună. Și odată ce creștinul se așează pentru a se bucura de ospăț, el va uita toată durerea și slăbiciunea pe care le-a suportat pe ogorul Evangheliei. Proverbe 13 cu 12 o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. După cum există un timp pe care Dumnezeu l-a fixat pentru a culege roadele pământului, tot așa există o vreme hotărâtă de el pentru lucrurile bune ale făgăduinței pe care trebuie să o așteptăm și să nu culegem într-o vreme nepotrivită ca și cum am luat mere verzi din pom. Mulți oameni care nu au credință sau nădejde pentru a liniști duhurile lor se repet să smulgă ceea ce, la vremea lui Dumnezeu, ar fi adus mult rod în inimile lor. Dar ce obțin astfel de oameni impulsivi? Recolta lor este mică și slabă, ca spicele de grâu culese înainte de a ajunge la maturitate. Iacov 5 cu Fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Așteaptă-l pe Dumnezeu atât cât trebuie, până va veni conform făgăduinței lui și îți va îndepărta suferința. Nu te grăbi să ieși singur din necaz. Iacov 5, 7 și 8. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, căși venirea Domnului este aproape. Deși fermierul ar dori ca grânele lui să fi fost deja în hambar, el așteaptă ca ele să se coacă în timpul stabilit de Dumnezeu. El este bucuros când vine ploaia timpurie, dar el dorește și ploaia târzie și o așteaptă, deși ea întârzie. Oare n-am observat noi că ploaia care cade aproape de vremea secerișului desăvârșește coacerea spicelor? Cele mai mari îndurări sunt acelea pentru care noi așteptăm mai mult. Isus nu a dat vin mesenilor la nunta din Cana atunci când le-a rugat mama lui, ci ei au avut un vin mai bun după ce au așteptat un pic. 3. Nădești de asigură sufletul că în vreme ce Dumnezeu așteaptă pentru a împlini o făgăduință, El oferă alta. Această mângâiere este suficientă pentru a liniști inima oricărui om care înțelege blândețea metodelor lui Dumnezeu. Nu există nici măcar un minut în care sufletul credinciosului să rămână fără mângâiere. Există întotdeauna o făgăduință care este gata să slujească creștinului până va veni o alta. Un bolnav nu se plânge că nu este vizitat de toți prietenii lui în același timp dacă ei vin prin rotație și niciodată el nu este lăsat singur. În Apocalipsa 22 cu 2 citim despre pomul vieții care rodește 12 feluri de rod și dă rod în fiecare lună. Ce reprezintă acest pom, dacă nu pe Hristos, care oferă toate tipurile de rod în făgăduințele Lui și mângâiere pentru toate timpurile și împrejurările? Credinciosul nu poate veni la El fără să găsească vreo făgăduință care să-l întărească până când o altă este suficient de coaptă pentru a fi culeasă. Când Isus a înălțat la cer, El i-a mângâiat pe ucenicii Lui, spunându-le că va veni din nou și va duce cu El în casa Tatălui său, unde El acum locuiește în slavă. Acest lucru este într adevăr de mare valoare, dar ce vor face ei în acest timp pentru a potoli numeroase furtuni care vor interveni cu siguranță între clipa când a fost făcută această făgăduință și împlinirea ei? Mântuitorul nostru s-a gândit și la acest lucru și le-a spus că nu i-va lăsa nemângăiați, ci între timp le va oferi o altă făgăduință, a Duhului Său, care să însoțească pe pământ până când îi va lua pentru a fi cu el în cer. Niciodată creștinul nu este într-o așa pierdere încât nădejdea să nu-l poată mângâia. Ieremia 17, 7 și 8 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care-și întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde, în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Aceste ape sunt făgăduințele din care credinciosul își trage în permanență mângâierea. După cum pomul plantat lângă râu rodește, indiferent de vreme, tot așa se întâmplă și cu el. S-ar putea ca creștinul să fie îndurerat, iar făgăduința eliberării să întârzie. Atunci nădejdea al poate sprijini pe cheltuiala unei alte făgăduințe. Deși pentru moment Dumnezeu nu-l izbăvește din încercare, totuși el îl va hrăni în acea perioadă. Dacă întristarea credinciosului nu va îngădui acestei făgăduințe să-l scape de nerăbdare și neîncredere, de oferă îndurarea iertării lui Dumnezeu, Maleahii 3 cu 17. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său iubit care îi slujește. Mica 7 cu 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Cu siguranță Dumnezeu n-ar fi îngăduit să se dezlănțui atâta tulburare în sufletul lui Iov dacă nu ar fi fost convins că îndurarea lui îl va sprijini până la capătul încercării lui. Și în tot acest timp Dumnezeu a pregătit o dovadă de dragoste pentru a ioda lui Iov înaintea prietenilor lui lipsiți de amabilitate.